Ziua de Crăciun are și o altă semnificație, în special pentru cei care regretă dispariția comunismului, așa numiți nostalgici. Pentru ei, vizita la mormintele lui Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu e obligatorie pe 25 decembrie. Printre ei sunt și români care s-au născut mult după 1989. El este Crăciun, George Crăciun. Are 25 de ani, deci nici nu era născut la Revoluție. N-a prins nici cozile la pâine și alimentară, lumina cu porția sau programul redus la televizor. I-a rămas însă în minte o vorbă pe care a tot auzit-o, că înainte era mai bine. Așa că a devenit poate cel mai mare admirator din zilele noastre al familiei Ceaușescu. De ce ai venit astăzi aici? Din dragoste pentru ce a fost odată România și pentru nedreptatea care s-a întâmplat de 25 decembrie, unde doi oameni cu o judecată de tip sovietic au fost executați în ziua de Crăciun, legați de mâini la zid, împușcați și aruncați în groapă ca niște câini. Vin cam ca la două săptămâni vin și mă reculeg la mormântul lui Ceaușescu. Chiar dacă nu la fel de des, sunt destui care își fac drum, mai ales în zilele importante, la mormintele lui Nicolae și Elena Ceaușescu. Zeci de oameni s-au adunat la cimitirul Ghencea pentru a aprinde o lumânare și a-i recita o poezie lui Nicolae Ceaușescu. În primul rând a venit dintr-o chemare interioară, din atitudinea mea interioară, umană. În fiecare an am fost prezent aici, pentru că acest om merită respect. Respect și admirație. În fiecare an viu din 90, când am ieșit la pensie, am venit în fiecare an. Cu toții care mai știți, să iată frumos!